showbizul românesc. Artista Iuliana Beregoi a dezvăluit un detaliu pe care toată lumea l-aștepta de la ea. Detaliul despre relația ei cu vloggerul Chan Zeng. Ei bine, de ceva vreme, artista a fost surprinsă în mai multe cadre, pe rețelele de socializare, împreună cu acesta. Vedeta a participat recent la un scurt interviu care, întrebată dacă are vreo relație cu vloggerul Chanu, aceasta a răspuns. Pentru că simt răsuflarea colegilor mei din presă în ceafă, care așteaptă la rând, Chanu nu ne-a zis nimic. Zim tu măcar, ce se întâmplă? Vorbim de o relație sau de o prietenie? Păi depinde, la ce vă referiți? În viața reală sau în film? Viața reală. Este vorba despre o prietenie foarte strânsă și o să vedeți deja în film despre ce e vorba și acolo. Prietenie. Ok, îți mulțumim. La curent, o să vă țin la curent, vă dați seama. Așadar, după cum ați auzit, vedeta a declarat faptul că prietenia ei cu Chanu reprezintă o relație extravagantă de prietenie. Totuși, pare ca cei doi să aibă o relație amoroasă, în filmul intitulat Două inimi. Eu la tine nu renunț, te-ar fi să urc și munți, și poate să spună mulți că nu ești pentru mine. Eu la tine nu renunț, te-ar fi să merg de scurt. Lexi, o fată de 19 ani, săracă, cu o viață plină de greutăți, dar foarte talentată, scrie versuri și muzică într-un caiet. Înainte de o întâlnire importantă care îi poate schimba viața și la care caietul ei ar juca un rol crucial, Lexi pierde caietul. Printr-un concurs de împrejurări, Lexi crede că acesta a ajuns în posesia lui Zen, un superstar arogant, cântăreț de muzică trap. Însă universul are anumite planuri pentru cei doi, care se reîntâlnesc și descoperă că au mai multe lucruri în comun decât credeau și că sunt atrași unul de celălalt. Din 26 decembrie 2022, filmul este disponibil în cinematografe.